Nu e om din Ungheni pe care să-l întreb despre Ana Negru și să-ți spună că nu o cunoaște, pentru că toată lumea a auzit de educatoarea care te privește de la înălțimea unui copil și care are întotdeauna o vorbă bună pentru fiecare. Mai ales că sunt de acum 40 de ani, de când dimineață de dimineață se confundă printre prichindeii de la grădiniță. Primăvară de Vasile Alexandrina, trecută în angel, să căpuleată în vezi păsărică, rândul mica cea voia să iarăși a sosit. Născută la Medeleni, într-o familie cu încă 7 frați, 3 fete și 4 băieți, doamna Ana avea la vârsta majoratului înălțimea unui copil de școală primară și, firesc, și-a dorit să lucreze cu cei mici, așa că s-a înscris la liceul pedagogic. Atunci a fost însă momentul în care a înțeles că, într-o lume cantonată adeseori în șabloane, înălțimea contează mai mult decât dorința. Trebuia să fiu învățătoare, dar am întâmpinat greutăți din partea unei doamne doctor. Mi-a spus că nu am înălțimea și... Dar de ce, doamnă? Înălțimea contează? Așa trebuia acum, că au zis că nu o să mă asculte copiii, că eu sunt micuță și nu știu ce. Deci cu cât ești mai mare și mai puternic, cu atât ești mai autoritar? Așa da, trebuie. Așa. Și cum nu pot uita niciodată. Cum ați primit vestea asta? Ce ați spus când ați auzit-o? Păi, am spus la părinți, au mers părinții cu mine la școală, când au început școala. Și tot profesorii de la mine din clasă, somn, era acum cea mai cuminte fetiță din clasă. Și de ce să schimbe? Deci, n-am putut și până la urmă am fost la inspectorat. A venit un domn inspector și ne-a spus, s-a rezolvat, merge fata în anul 2 la educatoare. Pentru lucrul ăsta am suferit. Am suferit. Ei, și între colegi, na. Dar de ce, doamnă? Vă priveau altfel? Ziceau că sunteți altfel? Eu știu, mă priveau poate altfel. Ce înălțime aveți dumneavoastră? 1,35 m. Cum se vede viața de la 1,35 m? Mi se pare normal, așa ca orice om. Toată lumea să știți că m-a ascultat și oamenii din sat și... Nu, n-am ce să spun, chiar și copiii și cei de la școală. Eu am ținut mult, colegii le-am ținut locul. Când nu puteau să vină, când concediu medical... N-am avut niciun concediu medical în 40 de ani. Cum e cu doamna educatoare? Că scrie, ne jucăm. Dar obrăznicii faci? N-ai făcut nicio poznă? Mai faci câte o leacă. Mai faci. Mai faci câte o dată. O iubiți pe doamna educatoare? Da. Dar de ce o iubiți voi pe doamna educatoare? Pentru că ne dă să scriem, să ne jucăm, să colorăm. Iar pentru cei mai simpatici telespectatori, TVR Iași a avut un dar pe măsură. Vă plac poveștile? Da! Care e povestea voastră preferată? Cenușărea asta. Cenușărea asta? Eu am pentru voi o poveste de la TVR Iași, un spectacol la care o să vă uitați cu doamna educatoare. Se cheamă Fram, ursul polar. Este ultima generație pentru educatoarea care a privit lumea de la înălțimea unui copil. Iar cele câteva sute de micuți pe care i-a avut la grupă de-a lungul timpului i-au fost singura familie, alături de care a învățat că prejudecățile sunt praguri peste care viața te ajută să treci, indiferent de numărul centimetrilor.